Să lăsăm Duhul Sfânt să ne pregătească inimile pentru momentul ăsta, pentru că momentul ăsta e extrem de important în viața noastră. Domnul Iisus vorbește despre momentul ăsta, momentul dinaintea predicii sau momentul dinaintea citirii cuvântului lui Dumnezeu. Este un moment în care dacă te focusezi și dacă te hotărăști, pentru că e o decizie să -ți spui, să-ți dorești, și nu doar să-ți dorești, dar să-ți dorești din toată inima, E o mare diferență între a-ți dori ceva și a-ți dori ceva cu toată inima. Și să-ți dorești din toată inima că Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu îți va vorbi. Din tot ce o să se spună, cumva Dumnezeu îți va vorbi. Pentru că Dumnezeu întotdeauna onorează o inimă flămândă și însetată. O numește fericită. Pentru că îi promite că El o va îndestula. El va avea grijă. Așa că fericit de noi dacă vom fi flămânți și însetați după ce? După neprihănire. Cuvântul lui Dumnezeu este neprihănire. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care are putere să ne schimbe, să ne transforme, să ne înnoiască, să ne dea înțelepciunea Lui și căile Lui, pentru că noi suntem pe pământul ăsta să slujim pe El. Nu să-L rugăm pe El să ne slujească nouă. E o mare diferență. Ce scrie, noi trebuie să împlinim. Asta este o pocăință adevărată. Asta este de fapt, ceea ce face un om credincios. Are un stăpân în Hristos. Și totul începe, vă spun, cu momentul ăsta. Noi când lucrăm, pentru că lucrăm cu dependenți de droguri și ai avem doar un an de zile și atât de puțin, mai ales după atâția ani care i-au pierdut, mereu le spune, măi, oameni buni, deschide Biblia și roagă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Nu citi ca să-i arăți lui ăla din cameră cât de deștept ești tu și cât de, cât de varză el. Citește ca tu să înțelegi că Biblia dă câteva exemple legate de momentul ăsta. Spune că unii dintre noi începe să ne gândim la prânz. Asta înseamnă că sămânța cade pe... Pentru cei care deja vă gândeați la prânz. Cade pe pământare. Unii, spune, că cade într-un pământ superficial, hi, hi, ha, 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 ce fain a fost, ce tare mi-a plăcut chestia, dar zice, când ieșim de afară aici și dăm de niște presiuni mici, de niște canturaje, de niște mici probleme, pur și simplu uităm. Și revenim la căile noastre, firești, pământești, mai rău, drăcești. Și apoi sunt unii care aud cuvântul, pur și simplu cade într-o, printre burieni, spune printre mărăcini, îngrijorările lumii pe marți, miercuri. Și uităm ce Dumnezeu ne-a vorbit. De asta așa de fain să fim și să înțelegem de fiecare dată că noi deschidem Biblia, spunem, Tată, ajută-mă să înțeleg cuvântul tău, pentru că Biblia spune că cel care aude și înțelege cuvântul are o inimă bună. Și cuvântul dă rod. Contează să dai rod? Cât de tare contează să dai rod atunci când ești credincios? De pe scară de 1 la 10. Nici nu e pe scara aia. Vă spun zice, nici nu e pe scara aia. Știți de ce nu e? Pentru că e tot ce contează. Și dracii cred și sunt fioară. Și dracii ascultă predici faine. Și spun, bă, tare chestia asta. Numai nu fac voia lui Dumnezeu. Și atunci noi când suntem în prezența, spunem, Doamne, ajută-mă să înțeleg ca să fac voia ta. Ioan 15 cu 8 spune următorul lucru. Dacă veți aduce, ce? Nu rod, dacă veți aduce ce? Cine știe, adici un cadou de euro. <răză> și dublează și fratele păstor 1000 de euro. Dacă aude cineva. De... Cine. face. Cine... mult rod. Mult. Asta e cuvântul cheie. Okay. Da? Dacă aduceți mult rod prin aceasta. Tatăl va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. De asta noi când stăm și ne adunăm la biserică și când deschidem Biblia, spune, Doamne ajută-mă să înțeleg cuvântul ca să pot să-l împlinesc într-un mod autentic în fiecare zi, cu fiecare decizie, în fiecare gând care l-am să-l fac rob ascultării de Hristos ca să fac voia ta, să o împlinesc și în felul ăsta ce se întâmplă este că rodirea va fi o chestie naturală, normală. Nu o chestie care eu mă trebuie neapărat să dau un rod azi. Mult succes cu trebuie să dai tu un rod. Pentru că rodul niciodată nu dă rod de la sine. El dă atunci când este binecuvântat de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să avem inima aia întotdeauna. Și nu mă refer doar la duminica, la biserică. De fiecare dată când deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Băieții de la tine Challenge sunt trans, și fetele sunt transformate prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dar că trecută când am fost aici, cred că v-am spus întâmplarea aia adevărată când un, unul de la noi de la Teen Challenge a predicat într-un parc și a predicat de, atât de puternic și era un parc acolo, erau numai drogați și l moment dat un, un dependent de droguri, vine la urmă și se apropie aici în față și spune îmi vreau să-mi dau viața lui Hristos cuvântul și fost de puternic vreau să-mi predau toată viața lui Dumnezeu și păstorul ăsta care a predicat tipul ăsta era din Teen Challenge fusese și el dependent de droguri și ăsta după ce au spus, vreau să mă predau, spune, pastore, te rog frumos, dă și mie Biblia. Dă-mi Biblia ta, că vreau să plec de aici cu ea și să o citesc de astăzi înainte. Ăsta, pentru că fusese dependent și știa foarte bine ce avea de gând drogată să facă cu Biblia, îi spune, știu ce vrei să faci cu Biblia. Dă-mi puțin în că știa că asta caut. Vezi, ajutorul potrivit, nevasta mea de 25 de ani imediat. Asta zice, știu ce vrei să faci cu ea vrei să o fumezi. Ăsta am mărmurit că și-a dat seama că a fost descoperit. Și zice, uite care e treaba asta, e Biblie de la mama. Îmi pasă de Biblia asta. Pentru mine are o semnătate specială. Însă hai să spun ceva. Ce o dau? Dacă îmi faci o promisiune. Asta era ochi și urechi, drogat. O zice, ce promisiune? Promitem mi ca să citești înainte de a o rupe ca să-ți faci țigara, să-ți faci o marioană, să-ți faci un joint, înainte de a o rupe, promitem că citești pagina aia. Ăsta se uită la păstor de genul, bă, cred că și ăsta e dus de acasă, dar zice, îmi place, promit, zice, pastor, chiar așa am să fac. Ia Biblia și pleacă. Câțiva ani mai târziu, caz adevărat, câțiva ani mai târziu, Asta predica în altă, nu știu, 2-3 ani, predica în altă parte, și la sfârșitul predicii a venit un tânăr îmbrăcat fain, arătat super, era ok. Vine în fața aici și spune, uh, pastore, ți aminte de mine. Asta se uită la el și spune, nu, nu mi-aduc sincer, iartă-mă, nu mai știu. Zice, sunt ăla care ai predicat în parc și ți a cerut Biblia. Și mi imediat și-a adus aminte și a spus, tu ești drogatul ăla care erai cu părul și clit, hainele și mirosai de numai și în halul care erai. Ce s-a întâmplat cu tine? Pastore, sunt la școala biblică îl iubesc pe Domnul. Vreau să slujesc toată viața mea pe Domnul. Vreau să fiu în lucrare. Vreau să dau totul lui. Dar ce s-a întâmplat, fratele meu? Și să zice, ți-aduce aminte când mi-ai dat Biblia? Și m-ai pus să fac o promisiune? Și l-a spus, da, mi-aduc aminte. M-am ținut de promisiune. Am fumat Matei. Am fumat Marcu. Am fumat Luca. Dar Ioan a fost cel care m-a fumat pe mine. Pentru că el când a ajuns la Evanghelia după Ioan, după atâta cuvânt, după atâta, Pentru că cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia spune că este viu și lucrător. Dar problema noastră este că noi nu prea suntem vii și să-L deschidem. Dar cuvântul este deja viu și lucrător. Când îl deschidem, devine și în viața noastră viu și lucrător. Dacă îl deschidem. Și cu cât îl deschidem mai mult, cu atât vom fi mai vii. Și cu cât îl deschidem mai mult, cu atât vom fi mai lucrători. Nu e asta incredibil. Dacă facem un gest extrem de simplu. Asta e gestul de dimineață, înainte de a avea 5 spre la mine. Și am obiceiul să-mi frec cu ochii, așa vreo 2-3 minute. Și după aia, când încep, nu știu cum se face, dar ce rotițele să se miște. Dumnezeu să ne dea la toți o foame și să ne aducă aminte Duhul Sfânt în fiecare zi. Câți de aici sunteți de acord să vă aduc aminte Duhul Sfânt ca o alarmă? Că să citiți din Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi. Aveți mare grijă că ridicați mâna acum. Cu să mergeți în mașină și iar n-ai citit din Biblia Aveți mare grijă. Câți de aici, sincer, vreți ca să vă aducă Duhul Sfânt aminte să, citesc, să citiți în fiecare zi Cuvântul Lui Dumnezeu? Că cei care vreți cu adevărat, vreau să ridicați mâna mai sus. Că cerul vă vede doar dacă aveți mâna cu adevărat sus. Bravo! Dumnezeu să vă binecuvânteze. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău și mai ales îți mulțumim, Doamne, pentru harul ăsta de a fi în prezența cuvântului tău. Îți mulțumim pentru libertatea de a-l avea, de a putea să-l cit să citim astăzi, fără să fim acuzați, fără să ajungem în închisori. Îți mulțumim, Doamne, că e în forma asta, îți mulțumim că e atât de ușor, îți mulțumim, Doamne, pentru toate planurile de citit. Îți mulțumesc pentru tehnologie, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ești atât de bun și minunat și ne l-ai dat. Lucrează în viața noastră, ajută-ne să-L deschidem, să-L citim, să fim flămânși și însetați, să aflăm adevărul și să avem o inimă de împlinitori. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. În dimineața asta vreau să vorbesc despre bucuria în Domnul. Vreau să vorbesc despre bucuria în Domnul. Nu de Domnul. Există și bucuria de Domnul. Mă bucur de cineva sau mă bucur în cineva. Când am o relație de legământ cu mă bucur în ea. Suntem amândoi și ne bucurăm. Când am o altă generație, mă bucur de ea. Adică e ceva diferit. Pur și simplu, nu e personal, nu e profund. Și apoi sunt și bucurii pe lângă Domnul. Bucurile pe lângă Domnul sunt circunstanțiale. Sunt fericirile astea de sâmbătă seara. fost la o nuntă, am mâncat, am băut, hi, hi, ha, ha, ha. ajungem acasă, mare buc. Ne-am bucurat în momentul ăla, dar parcă când ajungem acasă suntem la fel. E și asta o bucurie, dar nu e în bucuria în Domnul. Ce în dimineața vreau să aruncăm ochii pe una dintre cele mai mari taine ale bucuriei. Știți care este una dintre cele mai mari taine ale bucuriei? Era asta mai devreme, Sărbătorește-l, sărbătorește, sărbătorește bucură-te înainte de a vedea minunile lui Dumnezeu. Eu, Coltița, care am întâlnit-o acum, soția mea, care am întâlnit-o acum 28 de ani, ne-am despărțit după 2 ani de relație. Pentru că ea s-a pocăit. Lucru care m-a șocat pe mine. Pentru că nu puteam să cred că cineva tânăr, în floarea vârstei oameni buni, când ar trebui să te distrezi la maxim din punctul meu de vedere atunci, și film, singurul mod de a ști ce înseamnă să sărbătorești, să te bucuri, era să mergi la o petrecere, să mănânci cum trebuie, să ai prieteni faini, să poți să ieși la petrecere, tot felul de cercuri sociale și așa. Nu mi-a venit a crede când fata asta vine la mine și mă pocăiesc. Și am zis, ce înseamnă asta? Te călugărești? Și eu nu, e mai rău. Ce înseamnă? Trebuie să fiu credincioasă. Adică vrei să spui că n-am putea să fim împreună și să fim credincioși? Și a zis, nu, că dacă suntem împreună după 2 ani de zile, poate, după... nu, uite, bine, vrea să fim împreună, dar a zis, uite cum stăm împreună. Când mergem pe stradă, mergem paralel, când nu mai putem să mergem, stăm împreună în același loc, am zis, bă, asta e nebunie. Asta e o prostie și jumătate, cineva te-a spălat pe creier. Și vă spun o chestie. M-am întristat foarte tare. Deci a fost uh, momentul în care m-am gândit ca fata asta să fie credincioasă trebuie să renunțe la o grămadă de lucruri faine, la o grămadă de chestii incredibile. Și am zis, dar dacă eu trebuie să fiu credincioasă și cumva eu trebuie să urmez, eu am dat-o rău de tot. Pentru că ar trebui să renunț la viața plină de distracție, DJ, cluburi, prietenii faine și... Nu o să mai pot să fac ce vreau când vreau și o să am o viață fai de capul meu. Și am ajuns să cred o minciună. Pentru că diavolul, una din minciunile mari ale diavolului este să, ca, să, ca noi să ne, ne facă să credem că Dumnezeu este rece, Dumnezeu este dur, Dumnezeu nu permite nicio formă de bucurie. Dumnezeu este un Dumnezeu care e acolo în cer și pur și simplu Să asigură că dă doar comenzi și o porunci și o ordine și noi trebuie să spunem, yes sir. Și atunci vă dați seama că m-am speriat, m-am speriat foarte tare, mai ales că se termina distracția, mai ales că am auzit că pocăiți nici nu au voie să râdă, pentru că noi vorbeam la școală, Ati vorbeam la școală, spuneam, bă, dacă te pocăiți, cam asta e față. Păi și dacă râd, ia, du te duci în ea, frate. Păi serios, da, da, e treabă serioasă, muzeul serios, ăștia sunt serioși. Am zis, s-a terminat cu zâmbetul. Mi-a dat seama că s terminat cu pasiunile mele. Mi-a dat seama că eu dacă eu mă duc la pescuit, eu îl slujesc pe diavol? Mi-a dat seama că nu mai pot fotbal. Și am zis, cum să mai joc fotbal? Nu, domne, ori ești credincios, ori dai cu mingea în satana ăla rotund. Pentru că oamenii, cum să spune, în, încercarea în, în lor de a fi mai sfinți decât papa de la Roma, când spunem noi în România, au pus tot felul de porunci, vă dați seama că din 10 porunci până la Domnul Iisus Hristos ajunseseră mii, peste șase mii de porunci. Pe vremea Domnului Iisus Hristos erau peste șase mii de porunci. de -a... a deci, om, că tu trebuie să ai un papuc, ca să fii credincios, tu trebuie să ai un papuc din fel și altul din fel. Așa sunt oameni de când lumea. Nu m-a ajutat un lucru. Nu m-a ajutat părerea mea despre pocăiți. Pentru că asta era părerea mea despre pocăiți. Pe lângă faptul că mi-era teamă să-mi pierd bucuria vieții, pasiunile, educația, știam că dacă mă bag în secta asta, cam așa o să arată nevastă-mea. Da? Cam asta, asta din, din, din stânga, asta zâmbetul ei, asta care zâmbește așa. Astăzi fie ea, eu sunt ala din spate, vin în formă la biserică, fără niciun pic de zâmbe, foarte hotărât, cu o Biblie mult mai mare decât are nevastă mea, că așa e bărbatul meu credincios. Da? Și nu m-a ajutat lucrul ăsta. Am spus, Doamne, nu... Și, și m-am băgat în boale, vă spun sincer. Am intrat într-o perioadă foarte grea. M-am dus la, la mănăstiri, m-am dus la preoți, m-am dus la o grămadă de oameni și am spus, Doamne, ce cu religia Tu, Dumnezeu, ce religie are? Și depinde cu ce stai de vorbă. Dacă stai de vorbă cu un Ortodox? Ce credeți că îmi spunea acele religii de Dumnezeu? Frate, ce întrebare asta? Dumnezeu e ortodox, mă. Ah, de A, dar de unde știi? Ei, nu știu, dar e de la sine înțeles. Dar e vorba cu un Pentecostal. Băi, Dumnezeu ce e? Băi, chestia asta. Dumnezeu, uite, noi slujim pe El. Deci, logic, că Dumnezeu e pentecostal. Întrebai pe unul, întrebai pe altul. Efectiv, toată lumea trăgea focul la oala lor. Da? Pentru că și asta m-a salvat. Pentru că în mentalitatea mea credeam că pocăiții și sunt mai bine spus, și din nou, nu mă refeream că am vedeam din la mine, din, din Biserica Ortodoxă, vedeam credincioși care deveniseră credincioși și deveniseră foarte pioși. În aceeași măsură, și am spus, mai nu vreau, din fericire am întâlnit creștini sau credincioși fericiți. Prima dată, după ce noi am avut o discuție și ne-am reconectat și Oltița mi-a dat o Biblie, Biblia mi-a schimbat viața, că vorbeam de puterea transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu, am citit, am citit-o pentru o având o singură întrebare și căutând un singur răspuns în cartea asta. Ce religie are Dumnezeu? Pentru asta am citit-o. N-am citit-o pentru că vreau să fiu credincios, am citit-o să văd ce religie are Dumnezeu, mai ales mă interesa capitolul ortodox, și m-a interesat un lucru, m-a interesat să-i să demontez mentalitățile sectantului. Și am zis, lasă că învăț eu maxim și vă spun, n-am găsit în Biblie decât o poveste de dragoste incredibilă. A creatorului, a tatălui nostru, a creatorului nostru, povestea noastră că i-am întors spatele și am păcătuit și l-am -am părăsit, povestea unei pocăinței, povestea Domnului Iisus Hristos care a murit pentru noi și a dat viața pentru noi și ne-a împăcat cu Tatăl, povestea renoirii și restaurării relației și toate învățăturile alea incredibile despre cum să străiești viața. Și chiar dacă păreau puțin extreme, de fapt am observat că ele îmi dădeau mai multă bucurie decât toată libertatea mea care o aveam în cluburi. Când am întâlnit și creștini fericiți, cea din mijloc e mama oltiței, și cei din mijloc sunt mama și sunt părinții oltiței și apoi celelalte sunt surorile ei, erau, mergeau la biserica penticostală, m-a surprins că zâmbeau. Am zis, eu, tu mă, ăștia ăștia. Am văzut că mergeam acasă și mâncau mâncare normală și am văzut mama cu oltița cu o cană de cafea. Păi nu mă știu că bucăiță să bea cafea. Am observat, pentru că știți cum e la un moment dat în mintea omului, pentru că diavolul încearcă să ne semene o minciună, spune nu fii credincios, că dacă ești credincios, o să pierzi totul, o să pierzi relații, o să pierzi oportunități, o să pierzi educație, o să pierzi. Și atunci se creează niște povești în mintea noastră, pentru că nu cunoaștem adevărul. Și vedem că Tatăl Minciunilor, el, el nu spune minciuni, diavolul. Este Tatăl Minciunilor. El de fiecare dată când vorbește, el nu minte. El, nu minte. el este minciună. Spune în continuu minciuni pentru că pf, la el e adevărul pur. Pentru că el e tatăl minciunilor. Și atunci, întotdeauna el vrea să ne ducă în punctul care să înțelegem și să credem că a fi credincios înseamnă să fii nefericit. Slavă Domnule că am întâlnit niște credincioși diferit. În schimb, știți ce, 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 ce am văzut în jurul meu și la mine? Că păcatul este cel care aduce nefericirea vorbeam la conferința de femei. Un tânăr recent, dintr-o altă zonă a României, credincios, bebeluș, acum de curând, fetiță, de, uh, un copil de vreo, uh, băiețel de vreo trei ani, și ce face? Își înșeală soția. Merge la lucru, am vorbit asta de un protocol, diavolul are un protocol. Uh, stă mai mult după serviciu cu ea, glumițe, atinge nepotrivite, legătură emoțională puternică și o dă în bar. Cade în păcat. Și noi, pentru că noi ne gândim, ok, omul care cade în păcat, bă, înseamnă că e fericit, pentru că face ce vrea el, face ce vrea mușchii lui, nu? Asta nu înseamnă libertatea. Libertatea înseamnă să faci ce vrei ca să fii ce? Fericit. Mă întâlnesc cu el la o nuntă și era terminat. Și cum arăta în halul ăsta? Terminat. Și spunea, nu mai pot. Sincer, am gânduri oribile. Pentru că păcatul, în primul rând, este cel care aduce nefericirea. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu fiind pace, dragoste, bucurie. Tot ce căutăm noi în alte surse, Când am vorbit cu el de pocăință, când am vorbit cu el despre imaginea a întoarcerii acasă, pentru că tata întotdeauna ne așteaptă pe toți acasă cu brațele deschise, a început să plângă și a spus, vreau neapărat să mă întorc la tata și vreau să mă întorc la soția mea. Ceea ce e fain este că omul ăsta chiar a avut o pocăință autentică, era terminat și semnul, știți cum e, pocăința mentală e periculoasă. Pocăința mentală e cea mai periculoasă. Simon Vrăjitorul avea. Lasă că mă pocăiesc, după ce mă păcă, formulă, la, oamenii religioși au formule. Deci dacă eu fac prostia asta, marți mă pocăiesc, mă la stăruință joi, vineri fac chestia și totul merge împreună. Și duminică deja sunt pe val, mai bag două predici la alt. Asta e păcăința lui Simon Vrăjitorul. Și știți bine ce a făcut Petru lui Simon Vrâjitoru. A te este întoarce acasă tata, mereu are brațele deschise atunci când ne pocăim autentic și mereu ne restaurează. Acum, ne întoarcem înapoi la bucurie. Ne întoarcem înapoi la ce înseamnă și ce înseamnă taina bucuriei. Unul dintre cele mai puternice sfaturi ale Lui Dumnezeu, pentru că atunci când ne primește acasă din nou, ne restaurează și ne spune un lucru și o să vedem unde ne spune lucrul ăsta de două un sfat incredibil, da? Odată ce el ne restaurează, și nu știu dacă ați citit vreodată Isaia, capitolul 54, mai ales primele 8 versete. Isaia, capitolul 54. Vreau să vă citesc doar unul și de dragul timpului, nu o să mergem foarte mult. Ăsta e un verset, vă las să-l citiți. Știți când spune Dumnezeu aceste cuvinte, acest sfat, această declarație, dacă vreți. Știți când o spune? După ce poporul evreu îi întoarce spatele, se prostituează cu alți Dumnezei, nu mai are nicio treabă cu Dumnezeu, ani de zile trăiesc în dezolare, în nefericire, în nenorocire, se pocăie, se întorc la Dumnezeu într-o circunstanță, tata îi primește acasă, cum l-a primit pe fiul risipitor, că asta e imaginea aia cea mai frumoasă, și îi primește și imediat după ce îl primește acasă, și ce face? Îi spune așa, vreau să spun ceva, vreau să te bucuri, da, vreau să te bucuri că fiii tăi, roadele tale, vor fi mai multe ca acelei care a rămas liniștită și în biserică, pă, să zic așa, între, mergi la program, nu-i nici cu Dumnezeu în totalitate să dea rod, nici nu. E binișor acolo, e căldicil, căldicel sau căldicică. Iar tu, când te întorci la mine cu toată inima și când îți dai totul și spui, Doamne, îmi pocăiesc și viața mea tot dedic, tu vei avea mai multe roadă, mai multă roadă ca cei care sunt de ani de zile liniștiți în banca lor. Și apoi spune, în schimb, trebuie să faci un lucru. Să te bucuri înainte. Tu care n-ai mai avut nicio... Mi-am pus alarma să... Mă sigur că nu depășesc decât maxim jumătate de oră de mesaj. Bucură-te, sărbătorește înainte de a vedea cu ochii. Nu vi se pare incredibil sfatul ăsta? Nu vi se pare un sfat de deci, cum adică să mă bucur înainte de a vedea ceva, pentru că când ne bucurăm noi, filozofia lumii, când ne bucurăm noi? Eu nu cred că există vreun om aici care să iasă afară, să ducă într-o parcare, parcarea e goală, el se uită în jur, într-o parcare goală și spune, uite ce frumoasă e mașina mea, parcarea e goală. Locul ăla, nu există o mașină acolo și să-l vezi să spună, uite ce tare mai, uite ce culoare are! Și totuși Dumnezeu spune, sărbătoriți înainte de a vedea minunile. Pentru că atunci când sărbătoriți înainte de a vedea minunea, înseamnă o declarație publică că îl crezi pe Dumnezeu. Atunci când, când Dumnezeu o să gândiți-vă câte promisiuni sunt de cuvântul lui Dumnezeu. Cât de aici, la cât de aici Dumnezeu va vorbit? Printr-un cuvânt profetic, printr-un cuvânt personal, printr-o mentorizare, va a dat o promisiune și a primit-o atât de puternic încât ai spus, yes! Am luat-o, cred, Doamne! Și imediat după ce crezi, ce trebuie să facem? Să încep să sărbătorești. Pentru că Domnul se ține întotdeauna de cuvânt. Domnul se ține întotdeauna de cuvânt. Bineînțeles că există un timing. Din momentul promisiunii până în momentul împlinirii, treci un timp. Timpul ăla e cel mai greu pentru noi, Timpul la cel mai antipatic, pentru că niciodată nu-i timpul nostru, este timpul lui, pentru că frumusețea timpul lui este că este un timp perfect, un timp frumos. Fericit de omul care se încrede în Dumnezeu. Cine se încrede în Dumnezeu din toată inima este cu adevărat fericit. Secretul bucuriei când umblare cu Hristos este să te bucuri înainte de a vedea promisiunea împlinindu-se. Este foarte interesant cum copiii noștri ne cred pe cuvânt. Câți de aici aveți copii și le-ați promis? Acum spui, uite, după amiază asta, după ce mâncăm, ți-au înghețată. Iar copilul stă să uită la tine și să spui, hmm, dai da, bani la tine? Dar dacă e înghețată, o să mai avem bani de întreținere? Dar dacă înghețata care mâncăm are ceva în ea, copilul nu are nicio treabă, deci copilul imediat cum ai spus, și imediat, și Domnul Iisus ne învață foarte mult, spune, dacă nu vei veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Când vine vorba de credință, când vine vorba de a crede promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să fim ca niște copii. Copiii sărbătoresc înainte de a vedea lucru. Ați observat copiii sar în sus mai mult înainte de a le lua înghețată? Și când le e înghețată, se opresc. Însă, ori întrești sunt bucuroși că ei știu că merg la înghețată. Și Dumnezeu nu ne face, dar pentru că noi suntem adulți. Ne gândim, Doamne, dar cum mai să faci lucrul ăsta, că n-am nici o mică idee, nici nu-i treaba ta asta, ai idei. Pentru că dacă tu ai avea ideea, ai încurca planul lui Dumnezeu. E treaba lui Dumnezeu cum face. Treaba noastră să fim credincioși, pentru că asta e voia lui Dumnezeu, credincioșia noastră. Treaba noastră să fim cu adevărat credincioși în lucruri mici. Treaba noastră să semănăm și să udăm și după aia să ne uităm în sus și să spunem, Doamne, așa de curios cum mai să o faci pe asta. Stai atât de curios cum mai să o împlinești și pe asta. Pentru că cu cât ai o responsabilitate și o chemare mai mare, cu atât trebuie să trăiești mai, mai mult, prin credință. Dumnezeu te va testa. Dumnezeu îți te va, 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 întinde limitele la maxim. Ceea ce este fain, că ave, putem învăța de la copii. Copiii cred. Le-am spus copiilor noștri în primăvară, când erau micuți, patru acasă. Le-am spus, la vară mergem la mare. M-a luat gura pe dinainte. <răzări> Pentru că nu știam dacă o să mergem la mare exact, dar vă spun, în inima mea atât de mult mi-am dorit să mergem la mare și chiar m-am întrebat, noi mergem anul ăsta la mare? Și am spus, b b cum să nu mergem la mare? Mergem la mare. Când mergem? Le-am zis, când mergem, s-a apropiat perioada. Cu câteva zile înainte de perioadă, i-au zis, mergem la mare, nu? mi am zis, mergem la mare. Am uitat la și am zis, N-avem niciun ban. ce facem? Ăștia prin casă dansau. Era... am zis că plecăm luni. Am zis că plecăm luni. Diferența dintre noi doi, adulți cu Dumnezeu, și copii, care cred cuvântul Tatălui, și-au făcut bagajele. Nu numai că și-au făcut bagajele, dar au ieșit din cameră cu bagaje toți, le-au pus la ușă și-au început să sărbătorească în jurul bagajelor, că ei pleacă la mare. Uh, erau un șor, în șlap. Ia, yeah, asta e ok? Da. Deci ei deja se comportau ca și cum erau deja la mare. Și noi doi ne uitam unul la altul și zic, avem bani. Cum o să întâmple? Ce o să facem? Dar cum o să, cum să îmbrăcăm? Cu ce o să mâncăm? Îngrijorările din Matei 5, 6. Copiii ne-au crezut pe cuvânt. Duminică seara, luni să plecăm. Eram terminat, pentru că adică a doua zi nu știam ce o să le spun în dimineață, le spuneam, uite, taci cu mami sau unde e la alt plan, o să mergem azi în parc. Uh. Știți cum e când faci poeziile alea, cum să le spui uh, o veste mai bună, împachetat așa într-o... Poate făceam și o rugăciune înainte, știi, ca să... Duminică seara. Era... 11-12 noaptea. Deschid pentru ultima dată computerul. Dau click, mi intră niște e Unul dintre ele, e de la unul dintre cei mai buni prieteni mei, care avea cu doi copii mici, soția nu lucra, era într-o situație destul de intensă financiar și îmi spune Hei, nu poți să cred că Dumnezeu mi-a pus pe inimă, îmi spune el. Mi-a eu nu pot să cred că te gândești la mine. Pretenia adevărată. Și zice, Dumnezeu zi, m-a pus pe mine să-ți trimit 1000 de euro, însă trebuie să te avertizez că ți-am pus un contul tău personal și este să-ți iei copiii undeva într-un concediu. Nu știa, cred, nu știa, n-am discutat cu nimeni, singurii care știau erau copiii mei care și-au făcut bagajul. Și erau deja, eu mers la culcare mai devreme, că dimineața trebuie să fie fresh pentru mare și pentru drum. Credință de copil. Vă spun ceva, așa ar trebui să arate credința noastră când e cel mai intens, când e cel mai greu, când n-ai răspunsuri, când n-ai bani, când ai promis altora o grămadă și nu știi ce să faci. Și să spui, Doamne, te pe aștept, plec de la lucruri la lucru sărbătorind, Bunătatea ta și ce -ai, ce ai să faci tu. Vă dați seama cum conduci. Sau, mamă, ce o să fie. Normal că sunt o grămadă de boli, că stresul e cauza numărul unu. Și din păcate și a creștinilor. Ne stresăm de multe ori la fel de mult ca lumea. Numai că singura diferență că noi, duminică, mergem la biserică. Și ăștia dorm bine și mersi acasă. Nu trebuie să fie așa. Dacă mergi și în prezența lui, hai să trăim diferit. Să fim ca niște copii îmi spunea un prieten al meu ieri, al alteri, și spunea că nu poți să crezi ce are, un băiețel micuț. Uh, și pf, eu eram la de alaltă și el îmi zice, păi nu poți să crezi. Deci zice, eram cu ăsta mașină, conduceam, ei stau în București, unde stau ei, nu, nu un pic de loc de parcare, stare patru ani. Și de obicei să roagă înainte de a ajunge, Doamne, te rog frumos, un loc de parcare. Nu și Davida lor, nu și bebe, copilul lor. Știți ce facea David? De fiecare dată, știți ce face? Zice, David, ne rugăm pentru, mașini, pentru loc de parcare. Și David zice, da, tată, ne rugăm. Rugăciunea lui taică Doamne, te rog din toată inima, dă un loc de parcare într-un oraș atât de dificil și aglomerat. și o minune, Doamne, te rog frumos, desparte mașinile să pot să intru. Rugăciunea lui tată. Rugăciunea lui David. Doamne, mulțumesc pentru loc de parcare, Mulțumesc că ne ați venit acasă, tu ne-ai dat deja un loc de parcare. El îi mulțumea lui Dumnezeu că a pregătit deja un loc de parcare. Diferența este cu unul era crispat și celălalt avea o bucurie incredibilă. Pentru că el sărbătorea înainte de a vedea. Sfatul care îi dăduse lui Dumnezeu și îl dă Dumnezeu sărbătorește înainte de a vedea minunile. Înainte de a vedea credincioșia lui Dumnezeu. A sărbători înainte de a vedea minunea înseamnă o declarație publică ca e încredere în caracterul lui Dumnezeu. Știți care este cea mai mare jignire la adresa caracterului lui Dumnezeu? Să nu crezi în promisiunile lui. Să nu crezi în cuvântul lui care este da și Min. Este o jignire la adresa caracterului lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte câțiva ani în urmă, sunt vreo șase. Stăteam în jurul unei mese cu un om faimos din București, cunoscut. Familia lui a titorit mănăstiri, biserici în țara asta, un om de mare influență, extrem de competent. Și stăm la masă și ne... era seara de revelion. Și oamenii mai merg la biserică, o dată pe an, la Paște, la Crăciun. Și stăm la masă, primesc un o vedenie, o imagine de la Dumnezeu în care îi văd pe amândoi cu bebeluș. Și zic, îmi zic în mintea mea, Doamne, ce e asta? Și Dumnezeu spune, spune-le că la anul pe vremea asta vor avea copii. Acum, situația era sensibilă, că dacă era colegul meu de, de la liceu, îi spuneam în două secunde, vezi no? că la anul o să ai copii, dar aici era situația puțin mai sensibilă. Nu știam dacă sunt credincioși, așa în felul care credeam eu că ar trebui să fie credincioși. Și la un moment dat stau și mă rugam, Doamne, te rog frumos să nu fie gândul meu, să nu fie imaginația mea, să nu fie, te rog, ajută-mă să nu iau parătura, aiurea să le spun o vorbă care să-i rănească ca și familie, te rog, fă clar lucrul ăsta. Și Dumnezeu în îndurarea lui în milă, tot mi-a arătat și margine și îmi dădea și pace. Spune-le, e de la mine ok, transmite -le. Și atunci m-am luat inima din și am spus, hei, vreau să vă zic ceva. Voi la anul pe vremea asta o să aveți copii. Ăștia doi se uită unul la altul. După asta se uită la mine și spune, A, mulțumim, bună mâncarea asta, mai serviți de acolo dacă... După care el mă ia într-o parte și spune, hei, vreau să zic ceva. Zice, soția mea Uh, tocmai a avut o operație, a pierdut o sarcină, de fapt a pierdut mai multe sarcini. A avut o operație recent și acum e sub un tratament foarte puternic. Doctorii au zis câțiva ani, nu o să poată să, să, poa să aibă copii. Și datorită tratamentului și datorită operației i-a scos o parte din uter și uh, situația e irasoală și. În gândul meu, deși nu mi-ai zis frate mai devreme lucrul ăsta, înainte de a spune omul, știți logica, raționamentul și. Dar imediat îți vine Duhul Sfânt și spune, nu, spune întărește. Și am spus, știu, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. E ok. Știu ce spun medici, știu, ok, dar îți spun o chestie. Dacă de la Dumnezeu se întâmplă, dar eu știu sigur că am primit pace și încredințare, că voi la anul veți avea... Ei, au trecut câteva luni de zile, patru luni! Și mă sună, erau copiii mei la masă atunci, și fica mea, care plecase la facultate atunci, mă sună și îmi zice în aprilie și îmi spune, tati, a rămas însărcinată doamna. Eu și uitasem de întâmplare. Și am zis, băi, nu știu, sunt îngrijorat, chiar nu știu. Sun ca să, la altcineva, ca să sune la altcineva, să aflu dacă e însărcinată. Nu. Nu e însărcinată. Și am zis, wow. Și apoi m-am gândit, stai puțin, că sunt oameni care nasc la șapte luni. Mai e timp. Imediat începe ce zic, la Dumnezeu sau cine știe ce planuri are Dumnezeu. Apoi încep să raționeze. Bă, poate poate dă Dumnezeu copii adoptați. Da? Dar parcă văzusem mai altceva. Mai trec două săptămâni, sună el, hei, soția e însărcinat. De fapt, am aflat că era soția însărcinat. Am vrut cu ei, dar ce e gravă treaba. E gravă rău de tot, are sângerări. La un moment dat am plecat noi în America, nu știu ce, într-o noapte mă trezesc, și aud, mă gândeam la ei, nu mă gândeam la câte aveam pe cap. Și Duhul roagă pentru ei. M-am rugat, m-am coborât din pat, m-am rugat pentru ei. În noapte respectivă a avut o scurgere de sânge incredibilă și a crezut că a avut un avort spontan. Prin Haru, prin minunea al Dumnezeu, n-a avut niciun avort. În decembrie, pe 28, și... parcă sau 27, am născut gemeni. Gemenii care am petrecut acum, în săptămâna trecută, un timp foarte fain. Gemenea sunt niște unii cei mai frumoși, deștepți, minunați copii. Dumnezeu credincioși. Dumnezeu ne spune noi să declarăm bucuria înainte. Că vorbeam, vrea să aici, declară bucuria. Mulțumesc. A sărbători înseamnă a declara ceea ce Dumnezeu urmează să facă. Da? Și vorbeam despre insultă. Da? Vorbeam despre insultă la adresa caracterului lui Dumnezeu. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, spune Cuvântul. Cine se apropie de Dumnezeu, ce trebuie să facă? Să și creadă că El este și ce mai face? răsplătește pe cei ce îl caută. Trei lucruri care trebuie să le știm despre bucurie și ce sunt ascunse în bucurie. În bucurie este ascunsă multă putere. Bucuria Domnului va fi tăria noastră. În bucurie să ascunde sănătate. Oamenii care sunt plini de bucurie, Duhul omului îi susține la boală. Dacă cineva îl vezi plin de bucurie, ceva omul ăla se transmite și în trupul lui și în sufletul lui, acolo unde Duhul este plin de Duhul Sfânt, acolo unde Duhul omului este conectat la Dumnezeu. O inimă veselă, o inimă care Domnul umple cu bucurie, e un bun leac, dar un Duh mâhnit, ce face? usucă oasele. Și ultimul lucru legat de bucurie este bucuria înseamnă restaurare. Și ce face Dumnezeu? Am să invit și echipa de la audio și închinare, că cu asta închei. Să dau celor întristați, fiți atenți ce spune că a venit Domnul Iisus să facă. Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească. Și apoi spune, în loc de cenușă, un undelem de ce? Un undelem de ce? Vă întreb o chestie. Suntem noi cunoscuți, ca niște oameni care suntem unși cu bucurie? Sau avem fețele alea de mai devreme? Cu... Și când mă refer la față, nu mă refer la o față pusă așa că suntem creștini și să Mă refer la bucuria aia care vine din lăuntru. La bucuria aia pe care nu o poți imita. Și toți oamenii autentici imediat te ghicesc dacă ai un zâmbet sau dacă ești un zâmbet. Oamenii autentici, imediat te observă dacă ai un zâmbet sau dacă ești un zâmbet. Și atât de important să înțelegem că Domnul, când a venit, ne restaurează, ne dă ungerea asta a bucuriei și în locul plânsului ne dă o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ne dă haina de laudă. Ca să fim numiți, ce? Trebința neprihănirii. Un sad al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Mă rog nouă tuturor de aici. Dumnezeu să ne, în primul rând, să ne restaureze credința. Pentru că bucuria și -i ascunsă în credință. E ascuns acolo în credință și atunci când tu îl crezi pe Dumnezeu, ea și sărbătorește înainte de a vedea. Amin? Amin? Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul ăsta. Dumnezeu să ne restaureze credința. Dumnezeu să ne restaureze bucuria. Iar Timișoara să fie un oraș mai plin de bucurie pentru că tu ești plin de bucurie. Și ce fel de bucurie? Bucuria în Domnul. Ne Dumnezeu să rămânem în El, conectați la El, credincioși în lucruri mici și în felul ăsta să dăm rod. Mult rod! Și în felul ăsta să fie proslăvit. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.